ce s-a întâmplat după 2018, când China a interzis importurile de deșeuri. O mare parte din aceste deșeuri nu și-au mai găsit locul de depozitare sau de valorificare în Europa și se răstoarnă către Europa de Est, către România. Neutralizarea lor în Europa de Vest înseamnă 200, 300, 500 de euro, poate. Așa că a devenit un business ca fabricile de ciment să importe deșeuri din alte țări, din Europa, și să le ardă. Iar deșeurile noastre, care în mod tradițional erau arse în cogenerare și scăpam de o parte de deșeuri, stau pe stoc acum sau ajung la depozitul de deșeuri. În momentul în care salubristul știe că va duce oricum deșeurile, chiar și sortate, pe depozit, pe groapa de gunoi, popular spus, atunci nu mai are niciun interes economic să facă această sortare. Avem o presiune foarte mare în zona de graniță a României, pentru că avem container și se exportă din, sau se exportă din alte țări sau din Europa pur și simplu către noi. Și atunci trebuie să facem față și avem nevoie de dotări performante, scanere fixe, mobile, drone, puncte de specializate de, pentru vamă, oameni specializați. Ultima oară când s-a făcut un training cu oamenii ca să se specializeze a fost acum 13 ani. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.